Acum ceva vreme, departe de aceste locuri, pe malul unui râu, era un mic sat. Toată lumea trăia fericită și se ruga regulat la biserica din acel sat. Odată, în timpul sezonului musonic, a plouat abundent. Râul a început să se reverse și apa a intrat în sat. Toată lumea a început să își evacueze casele și toți au pornit spre un loc sigur. Un om a alergat la biserică, s-a dus repede în camera preotului și i-a spus: "Apa râului a intrat în casele noastre și crește rapid. Chiar acum apa a început să intre și în lăcașul de cult. Trebuie să părăsim satul, căci în scurt timp va fi acoperit de ape. Toată lumea a început să meargă spre un loc mai sigur, iar tu trebuie să vii cu noi." Preotul i-a spus bărbatului: "Eu nu sunt ateu ca voi toți și am o credință deplină în Dumnezeu. Am încredere că El va veni să mă salveze. Nu voi părăsi templul. Puteți pleca." Și astfel omul a plecat. În curând, nivelul apei a început să crească și a ajuns la înălțimea taliei. Preotul s-a urcat pe o masă. După câteva minute, un bărbat cu barca a venit să-l salveze pe preot. Acesta i-a spus preotului: "Sătenii mi-au spus că sunteți încă în interiorul templului, așa că am venit să vă salvez. Vă rog să vă urcați în barcă." Dar preotul a refuzat din nou să plece, dându-i același motiv. Așa că barcagiul a plecat. Apa a continuat să crească și a ajuns până la tavan, așa că preotul s-a urcat în clopotniță. El a continuat să se roage la Dumnezeu să îl salveze. În curând a venit un elicopter care a coborât o scară de frânghie pentru preot și l-a rugat să urce și să intre în elicopter pentru a-l putea duce într-un loc mai sigur. Dar preotul a refuzat să plece, dându-i din nou același motiv. Așa că elicopterul a plecat să caute și să îi ajute pe alții care nu au reușit să fugă. În cele din urmă, când templul aproape că s-a scufundat sub apă, preotul și-a ținut capul sus și a început să se plângă: "O, Doamne, m-am închinat la Tine toată viața mea și mi-am păstrat credința în Tine. De ce nu ai venit să mă salvezi?" Atunci, Dumnezeu a apărut în fața lui și, zâmbind, i-a spus: "O, nebunule, am venit să te salvez de 3 ori. Am venit alergând la Tine ca să te rog să pleci în alt loc mai sigur, la fel ca toți cei din acest sat. Am venit sub forma unui sătean. Am venit cu o barcă, am venit cu un elicopter. Ce vină am eu dacă tu nu m-ai recunoscut?" Preotul și-a dat seama de greșeala sa și și-a cerut iertare. A mai primit încă o dată șansa de a merge într-un loc sigur, iar de data aceasta a acceptat-o. În viața voastră, credeți în Dumnezeu? Dar îl recunoașteți pe Dumnezeu? Recunoașteți semnele care sunt trimise pentru voi? Dumnezeu vă trimite oportunități tot timpul. Acestea vin fără să știm, dar uneori nu reușim să profităm de ele sau să vedem oportunitățile pe care viața sau Dumnezeu ni le trimite. Dacă vezi o oportunitate, nu te gândi de 2 ori, du-te și profite de șansa ta. Du-te și profite de acel semn al vieții. Dacă nu o faci, va exista întotdeauna o altă oportunitate. Dar de ce să pierzi timpul? Vă mulțumim pentru atenție!